Cum trebuie abordat un soț sau o soție care este gelos într-un mod excesiv? Dacă partenerul nu i dă niciun motiv de gelozie și el totuși este tot timpul suspicios, cum ar trebui rezolvată această problemă? Din nou este o întrebare cam generală, din nou trebuie privit în familie concret, dar probabil că ar prinde bine niște soluții mai generale pentru cei care se confruntă cu gelozia cu este un produs al dragostei autentice. Adică mi se pare o găsim și la Dumnezeu: care e un Dumnezeu gelos, și ă, asta le a spus Iosua și le a spus și Moise: Dumnezeu e un Dumnezeu gelos, el nu o să poată împărți ceea lui cu alții, și voi sunteți cam infideli, referindu-se la idolatria care ă, mereu și mereu ă, întindea curse și ei cădeau, și apoi, odată ce cădeau din idolatrie, e clar că, odată ce spiritualitatea e aruncat în aer, moralitatea se va prăbuși. Și Dumnezeu își exprimă gelozia ca o, o stare naturală a dragostei. Un om care iubește, vrea ceea ce iubește să fie doar a lui. Mi se pare extrem de normal. Însă când vorbim despre gelozia patologică, despre boală, despre gelozia care nu are argumente, Spre gelozia care, chiar dacă aș fi cu ea sau el, depinde despre ce, care dintre parteneri vorbim, atunci chestiunile astea sunt de nivel medical. Mi se pare normal să apelez la cineva care să-mi liniștească mintea. Mi se pare normal să am momente de rugăciune în care să aduc înaintea lui Dumnezeu, într-un mod clar, cu subiect și predicat, boala mea. Uh, dacă gelozia se manifestă într-o dorință uh, extraordinară ca cei iubesc să fie al meu, e foarte în regulă. Uh, dacă însă uh, ești gelos uh, și dintr-o gelozie, așa cum am spus, patologică, îți închizi nevasta în casă și uh, ai luat cheile la tine și ai pus o pe geamuri până vii tu de la muncă, eu zic să te duci la medic. Uh, în mod clar, un astfel de comportament este nedemn de un om, de un creștin. Uh, deci, vorbim despre nivele, despre, despre uh, uh, stadii diferite ale geloziei. Unele sunt uh, expresia dragostei, altele sunt expresia unor deficiențe. Ele cred că se pot trata, sau cel puțin se pot limita în acțiunile lor. Uh, cred că cel care e supus unui astfel de calvar are nevoie de suport, cred că se poate, iată, consilierea are rolul ei uh, până la o limită, deși uh, știți ce se spune despre un, om, despre un om care a fost înșelat și din gelozie în ziua răzbunării ar vrea să fie împăcat. Știți ce, se spune, ce spune Solomon în proverbul despre omul ăsta? Că pentru un astfel de om nu există niciun preț. Și imaginați-vă uh, să fi Dominat zi-noapte, zi-noapte Non-stop uh, De un asemenea duh e consumat. Cons un consum teribil Ești în incapacitatea de a, de a te achita de celelalte Responsabilități a zilei A vieții, pentru că ești dominat uh, uh, Total ești, ești ca orice alt Dependent de orice altceva Și Uh, oamenii aceștia de obicei nu uh, suferă pentru că celălalt ar face niște gesturi sau niște... Uh, a, am văzut oameni care se învinovățesc, oare cei, Rămâi liniștit! Neliniștea ta îi doar faptul că partenerul tău de viață suferă, dar uh, nu te auto nu intra în niște procese uh, să mai avem probleme și cu tine sau cu ea pentru că celălalt... Uh, haideți cu răbdare să încercăm să reparăm. Greșeala care se face este sfidarea acestei stări. Asta nu se rezolvă niciodată de la sine, asta e clar, niciodată nu se va rezolva de la sine. Aici e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Am, uh, am întâlnit oameni, să știți, spre uimirea mea, vindecați total. Uh, un bărbat mi-a mărturisit uh, în plenul adunării, într-o întâlnire de familie undeva în lumea asta, în umbletele mele. Că tot neamul lui a fost dominat de boala asta. Uh -huh. Și îmi spunea, uh, frate Marcel, în momentul în care uh, eu îmi sunam uh, soția, dar m-am manifestat așa și în perioada de uh, curtare, de logodnă chiar, uh, și i-am răspundea și auzeam o salvare care trecea pe stradă, că și ea era pe stradă, începeam cu niște cu un tir de întrebări periculoase, până când i-am spus, stop, stai un pic. Așa nu putem intra într-o relație de familie, nu ne putem duce. Și frate Marcel, ne-am rugat și nu pot să spun că nu sunt reminescenți, dar sunt ușor de trecut peste ele. Ușor de trecut peste ele. Dumnezeu mi-a -mi dat seama că eu trebuie să fiu vindecat, sufletește, psihic, că am o problemă, că, că nu-i are, că, că gelozia de tip patologic îl acuză pe celălalt. Asta tocmai aici e marea problemă că celălalt pare vinovat de trăirile mele, de zbaterile mele. Când celălalt poate fi îngerul Domnului, Sfântul Domnului, dar trăiește un calvar sub, o asemenea, sub un asemenea asediu. Și atunci, nu știu, sigur că cazul ăsta a fost un caz fericit că l au mărturisit după vindecare, dar sunt foarte puțini oameni care ar veni să mărturisească, avem o problemă, băi fraților, haideți să ne rugăm cu toată puterea. Nu mă îndoiesc că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și că familia îi aparține ca invenție și că n-ar dori niciodată să trăim un asemenea calvar. Deci, într-o asemenea situație, nu cred că ar, par, celălalt partener ar putea să facă ceva pentru că gelozia de acest tip nu are ca și cauză argumente din viața celuilalt, de este, comportament. Este de acest... profund. Da, da. Mai mult, este, este profund irațional. Profund, profund irrațion. Orice ar face celălalt, practic, nu nu, nu. O, o sursă nouă de suspiciuni. Îi știi ce se întâmplă? Ce am întâlnit? Dacă celălalt pur și simplu a luat decizia, voi tăcea, nici nu mai vorbesc cu nimeni, ai tu de-aia, taci că e te suspect. gândești. Dacă prea vorbești, ești prea vorbăreț. De deci nu există suspiciunea asta, și de asta cred că uh, celălalt pur și simplu trebuie să-și asume asta, îi. Uh, situația în care sunt, uh, trebuie să avem foarte mare grijă și cum am intrat în relația asta. Cred că unele familii sunt uh, cumva uh, pe poziția asta de a, 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 a degenera uh, și din pricina startului lor. Adică, uh, dacă te-ai căsătorit de pildă cu un necredincios și acum vii să-mi spui că el toată ziua vizionează pornografie. Deci, e clar, dacă de pildă ai încălcat autoritățile delegate, adică mama și tata ți-o zis, bă, dragul meu, eu zic să ciulești urechile. Eu nu vreau să ne căsătorească babele, nu despre asta vorbesc, nici părinții. Dar părinții sunt o autoritate delegată de Dumnezeu. Nimeni în lumea asta, cu excepția lui Dumnezeu, nu cred că îți vrea binele mai mult decât o vor părinții. Și părinții, ca autoritate delegată, sunt dragul mamii, draga mamii, eu zic să fii atent. Nu-i ce treabă. Biserica vine și spune, dragilor, ce-i biserică? O autoritate delegată asupra mădularelor din trup, da? Dacă a intrat, dacă startul în familie, îi călcând autoritățile delegate, autoritatea delegată, exact. sunt toate premisele să eșuez, să ajungi în derivă. Și atunci, nu știu, întrebarea, așa cum spunea Timotei, presupune foarte multe alte elemente pe care nu le cunoaștem. Vorbim ca notă generală acum, un astfel de comportament este mai degrabă patologic, nu are nimic cu sentimentele, nu are nimic cu celălalt partener de viață. Is, is, pentru să, că irațional că nu ai ce să... Trebuie să pată adânc de multe Foarte. ori, există posibilitatea să fie traume din trecut, din copilărie sau modele stricate din partea părinților Gândiți-vă că un astfel de copil crește într-o familie unde infidelitatea e la ea acasă hmm. Deci pentru el chestia asta e o obsesie, e marcat pentru toată viața eu, eu cred că ambii parteneri trebuie uh, operat cu ei, uh, trebuie acea apropiere cristică. Nu, dacă tu îl marginalizezi și îl bruschezi, uh, nu cred că îi faci bine. Sau dacă i -ar spune, păi tu ești sărită de pe fix sau sărit de pe fix. Și ce? Asta a rezolvat problema în casă? Nici vorba. Pe de altă parte, apreciez luptătorii uh, pentru salvarea căminului. Apreciez. Alții ar pleca de mult alții ar pleca de mult. Și totuși, găsești câte o familie de tipul ăsta rămâne cu credincioșie și duce crucea într-un mod extraordinar, ajunge între vitej pentru da. că face niște sacrificii enorme. Da. Avem noi o vorbă în popor, gelozia e boală grea. Și cred da. că se referă tocmai da. la gelozia aceasta toxică, irațională.